Ucraina avansează în est și în sud, conform președintelui Zelenski, în timp ce în Rusia scade numărul susținătorilor războiului lui Putin în Ucraina. Vine cu ultimele detalii din conflictul de la granița noastră Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Florin. Am văzut că au apărut informații în presa italiană, cum că Occidentul se așteaptă ca Ucraina să fie deschisă la negocieri după eliberarea orașului Herson. Ce spune Kievul în această problemă? Bună ziua! Într-adevăr, la Republica a postat această informație, imediat și alte publicații au preluat-o. Urmează bătălia pentru Herson, capitala regiunii cu același nume. De acolo rusii au evacuat atât civilii, dar și administrația. Și această informație vreau să spun că a apărut inclusiv pe agenția TASS în această dimineață, deci e clar că sunt discuții și la Kremlin pe baza ei, însă președintele Zelenski a fost foarte precis și a spus că nu poate să negocieze cu actualul lider de la Kremlin și poate cu următorul și niciun caz fără să primească înapoi teritoriile pierdute. Deci este, cred că, mai degrabă o speranță de pace a europenilor, a liderilor europeni, decât o posibilitate văzută în cele două capitale care contează, Kievul și Moscova, deoarece o pace fără aceste două capitale este destul de greu de negociat. Vedem că Putin pierde din susținătorii războiului, iar în ultimul sondaj al publicației Meduza, procentul celor care sunt de acord cu operațiunea specială a Kremlinului a scăzut de la 25% la 16%. Ar putea să forțeze acest lucru Moscova să reducă intensitatea acțiunilor din Ucraina? Da, Putin a redus foarte mult intensitatea acțiunilor. Să ne aducem aminte că Putin a pornit războiul pe 24 februarie pe un front de 2500 de kilometri, acum l-a redus la 400 de kilometri, însă de aici și până la a accepta să piardă teritoriul este cale lungă. Însă Putin a început să piardă încrederea și în... sau poporul rus a început să piardă încrederea în Putin, dacă la începutul intervenției din 24 februarie, la începutul războiului, aproape 90% din ruși credeau că Putin e pe calea cea bună și aveau încredere în acțiunile lui. Acum încrederea a scăzut, încrederea poporului rus față de liderul de la Kremlin a scăzut pentru prima dată sub 80% și asta o spun sursele oficiale ale Kremlinului. Deci în realitate s-ar putea să fie undeva mai jos. Însă Putin nu își permite în acest moment să scadă intensitatea luptelor, deoarece ar pierde teritorii și ar pierde chiar puterea la Kremlin. În acest timp, Statele Unite și Spania instalează radare în România la granița cu Ucraina. La ce vor fi folosite aceste echipamente? Da, pușcașii marine americani amplasează radare TPS-80 în România la granița cu Ucraina, dar și e foarte aproape de litoralul Mării Negre, în timp ce Spania va aduce în România radare TPS-43. Aceste două tipuri de radare, împreună cu cele românești, vor asigura protecția aeriană și teritorială, și aici mă refer în special la Marea Neagră, a României, dar bineînțeles și a flancului estic al NATO. Deci este pentru protecție și automat pentru avertizare timpurie în cazul în care aeronave sau nave adverse s-ar apropia de teritoriul NATO. Florin, îți mulțumesc pentru informații. On lătăci. Da.